Bună ziua, mă numesc Catrinez Gheorghe și sunt managerul comercial al acestei firme, iar în continuare vă vom prezenta strategia de marketing. Pentru început, atingerea unui nivel competitiv, vom elabora strategii care ne vor spori vânzările. Acestea vor fi... Prima strategie aleasă de noi este strategia penetrării pieței, implementată prin mărirea eforturilor de vânzare și reclamă. Cea de-a doua strategie, dar nu cea din urmă, este strategia dezvoltării pieței. O vom obține prin introducerea produselor existente noi pe piață. Strategia dezvoltării produsului determină prin suplimentarea produselor pe piețele existente. Acestea vor constitui modificări existente sau inovații în dependența și evoluția preferințelor clienților. Afacerea noastră are nevoie de aproximativ 190.000 de lei noi. Mijloacele proprii fiind de 40.000 noi, de lei noi, împrumuturile de persoane fizice sunt de 10.000 de lei noi, iar creditul bancar este de 50.000 de lei noi. Conform calculelor noastre, în decurs de 3 ani vom achita împrumutul. Iar acum doresc să vă prezentăm o mică parte din visul nostru. În primul an, adică în anul 2009, se va lansa noua ciocolată Yummy Yummy. Ca emblem am ales băcuțele noastre de ciocolată, băcuțele din Carpați Orientali. De ce băcuțe? Deoarece dragostea oferită de către noi se transmite în laptele pur. Pentru a obține rezultatele dorite, fiecare compartiment este atent supravegheat și controlat de către personalul nostru foarte bine angajat. Inspirația inspirată din motoul apropie-ți de părterile și îndepărtează-te de toate cele cunoscute, Yummy Yummy nu a colorat ambalajul, emblema mărcii, văcuțele, nu au fost colorate, fiind lăsate natural la fel ca laptele. Aceasta se încadrează în imaginea mărcii, întruchipând finețea laptelui din Carpații Orientali. În Carpații Orientali, aerul este mai curat, apa este mai pură, iarba este mai verde. De aceea că văcuțele dau cel mai bun lapte. Din cel mai bun lapte se produce și cea mai fină ciocolată. Ca orice firmă serioasă, misiunea afacerii este de a produce și de a comercializa produsele profitabile pentru început pe piața internă. Făcând un studiu de piață și analizând concurența, ne-am dat seama că firmele concurente produc bunuri similare. În acest caz, unul dintre avantajele care ne este oferit de concurenții de piață este capacitatea consumatorilor de a face diferența între produsele oferite. Concurența joacă un rol foarte important în activitatea de zi cu zi a firmei și este necesar de a fi mereu informați de noile mărci apărute pe piață, strategiile comerciale, reducerile și promoțiile care au loc. Pentru a oferi consumatorilor ceea ce își doresc, vom analiza lunar și trimestrial comenzile pentru a observa care sunt tendințele pieței, atât din punct de vedere al calităților, cât și a valorilor aferente lor. Comunicarea este foarte importantă, iar prin contactul direct cu consumatorii vom afla dacă produsele noastre satisfac cerințelor și nevoilor clienților, sensul calității prețului, în sensul calității prețurilor și a caracteristicilor. În procesul de recrutare vom soluționa următoarele probleme: identificarea aptitudinilor și alegerea candidaților care corespund mai bine cerințelor. Iar al doilea lucru este atragerea candidaților competitivi folosind cele mai adecvate metode. După cum se poate vedea și în acest tabel, avem o listă de angajați. Aș dori să-i spun dacă se poate. Managerul general este prezent de față, vă duc la Ana Maria. Managerul comercial sunt eu, iar managerul de producere este Pop Adrian. Puteți vedea în spate, dacă doriți, bineînțeles. Managerul resurselor umane este Stan Alexandra, contabilul este Rup Silvia, controlorul este Roman Delia, mecanicul firmei și cel mai important putem spune este Băut Alexa. Hamalul este aici prezent în față, Catargiu Alexandru. Personalul de servire este format din Dimuș Maria, iar cofetarul șef este Kingish Cristina. Bine, pentru început am ales 19 oameni pentru a putea pune pe afacere, pe picioare, afacere. Calitatea nu poate fi considerată o categorie economică, ci trebuie înțeleasă, fiind într-o continuă modificare. Înainte
de a începe o activitate legată de domeniul productiv, este important de a stabili clar scopurile și tipurile de producție care trebuie fabricate, evidențiindu-se în continuare tipurile de lucrări ce vor asigura eficiența producerii mărfurilor alese. Pentru a le împlini toate dorințele consumatorilor, ne-am decis să facem totul ca la carte și ca urmare să vă oferim mostra din deliciosul nostru produs. Pentru a degusta și cumpăra produsele noastre, vă așteptăm cu căldură și dragoste la viitorul nostru magazin. Sperăm să vă placă!